Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am găsit la o ediție, zic eu, incendiară, România în mișcare, și vă spun de ce, pentru că la Bruxelles tocmai s-a votat forma finală a politicii agricole comune. Deci Uniunea Europeană are, începând din această zi, o politică agricolă comună. E bine, e rău, avem de câștigat, avem de pierdut. Urmează să discutăm cu invitații mei în această seară. Urmează să vedem cât de pregătită este România pentru această nouă politică română, comună. Dacă va pierde bani, dacă va câștiga bani, dacă fermierii români vor avea de pierdut sau de câștigat în urma votului dat în Parlamentul European. Au fost foarte multe discuții, au fost discuții în contradictoriu, unii au acceptat ceea ce se întâmplă, alții nu. Vom vedea și cum s-a votat la nivelul Parlamentului European, vom vedea și reprezentanții României cum au votat acolo. Sigur că o să discutăm astăzi și despre noul guvern al României de data asta, nu al Europei, al României. O să vedem și ultimele, dacă vreți, rocade în ceea ce privește numele miniștrilor. Ați văzut o retragere de la economie, a venit o altă nominalizare, s-a decis cine sunt cei doi vicepremieri. Premier Nicolae Ciucă, bun, sigur, urmează să se voteze în Parlament lucrul ăsta, dar cred că nu o să fie o problemă, și cei doi vicepremieri din partea Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, și din partea UDMR, Kelemen Hunor. Asta în România, și la final o să discutăm și despre această chestiune, poate mai multe zilele următoare, când se va da votul în Parlament și vom avea audieri. Până atunci discutăm despre ce s-a întâmplat astăzi la nivel european, despre această politică agricolă comună. Avem un invitat special de la Bruxelles și îi mulțumesc mult de tot că a intrat în legătură directă cu noi tocmai de acolo. Este vorba despre domnul Achim Irimescu, ministru plenipotențiar al agriculturii pentru România la Uniunea Europeană, fost ministru al agriculturii în guvernul tehnocrat. Bună seara, domnule Irimescu! Rămâna și bine v-am găsit. Cu mare drag. În platou este fost secretar de stat la Ministerul Agriculturii, chiar în echipă cu domnul Achim Irimescu, Simona Mann. Bună seara, mulțumesc frumos pentru prezența la emisiune. Bună seara, Lavinia Șandru, bună seara, domnul ministru. Un adevărat specialist pe care cred că toți fermierii îl regretă. Și speram din tot sufletul să facă un pas în față. Eu cred că și acolo i-a sprijinit pe, cu siguranță, pe toți fermierii, și pe fermierii noștri și pe fermierii din Uniunea Europeană. Și tot pe Zoom îi mulțumim frumos că este și în această seară alături de noi, de la Ziua News, Bogdan Comaroni. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Am să încep cu dumneavoastră, domnule Irimescu, pentru că sunteți de departe și vreau să vă întreb, să ne spuneți exact, ca să înțeleagă toată lumea care ne urmărește acum, ce prevede această reformă cu care vine noua politică agricolă comună la nivelul Uniunii Europene. Ce prevede mai exact? Și cât de greu ne va fi să-i facem față? Da, întrebarea este foarte bună și dacă aș fi un pic răutășoș, aș imita Comisia și aș spune ce ne-a spus la început când a prezentat reforma. Vrem ca fermierii să facă mai mult cu mai puțin. Adică sunt solicitări mult mai mari pentru fermieri, dar fondurile sunt reduse. În principiu că totul pornește de la bani și spuneați dumneavoastră mai devreme ce se face la Bruxelles. Sigur, nu trebuie uitat că totdeauna banii vin de la Bruxelles și e foarte important ca toți banii să ajungă unde trebuie, în statele membre. Deci, revenind la buget, nu putem uita că s-a registrat o reducere a bugetului cu 15% la dezvoltare rurală în pilonul 2 al politicii agricole comune, așa cum denumește Bruxelles-ul, și cu 5% în pilonul 1 plăți directe și măsuri de piață. E adevărat că România va beneficia de o creștere de 20 de euro pe hectar până în 2027. Între 2023
și 2027, anual, aproape 4 euro pe an, pe hectar. În plus, va primi în România, datorită convergenței externe, decizia șefilor de stat și de guvern în iulie 2020. Deci, practic, sumele pentru fermierii români, în pofida reducerii de 5% a plăților directe, nu vor fi reduse, ci se vor menține la nivelul actual, ci chiar vor crește. Sigur, sunt mai multe de spus de ce suma, practic, compensează pierderea, dar creșterea nu e atât de importantă, pentru că suprafața de referință pentru care se stabilesc plățile directe a scăzut de la 9,7 milioane cât e în prezent la 9,24, suprafața plătită efectiv în 2018 în România și s-a luat ca an de referință 2018. Revenind la întrebarea... Așa, astăzi, vă rog. Trebuie spus că această politică agricolă comună, eu urmăresc politica agricolă comună din 1992. Sigur. Și este cea mai dură politică agricolă comună pusă pe masa fermierilor, să spunem. De ce dură? De ce dură? De ce credeți că este dură? Dură pentru că se dorește acum ca să se treacă de la agricultura, așa cum o știm, cu pesticide și fertilizanți, la o agricultură cu impact de mediu mult mai redus. Și în acest sens să nu uităm că în cazul Pactului Verde European sau Green Deal există două strategii, de la fermă la consumator, farm to fork, și strategia biodiversitate, care au niște prevederi foarte dure și la acestea mă refer în primul rând. Este vorba de reducere până în 2030 cu 50% a utilizării pesticidelor, cu 50% a pesticidelor periculoase, cu 20% a fertilizanților, a îngrășămintelor de sinteză, reducerea antibioticilor în zootehnie cu 50% și 10%, o prevedere extrem de solicitantă, 10% din suprafața fermei, oricărei ferme, trebuie dedicată biodiversității, deci nu se mai cultivă. Deci o fermă de 1000 de hectare va trebui ca 100 de hectare să le lase necultivate. Sigur, poate să facă o pășune sau să pună perdea de protecție forestieră, dar nu o va mai cultiva, ceea ce, sigur, dacă socotim că o fermă bună are în Uniunea Europeană un venit net de 1000 de euro pe hectar, la 100 de hectare care nu vor mai trebui cultivate, înseamnă că fermierul practic pierde 100 de mii de euro. Sigur, nu este un fermier mic, dar să nu uităm că fermierii medii și mari în România au investit foarte mult în utilaje și este nevoie de sprijin în continuare pentru aceste ferme, deși noua politică agricolă comună prevede tocmai încurajarea fermelor mici și mijlocii. Domnul ministru, deci, dar având în vedere toate aceste clarificări, ca să zic așa, și faptul că se cere această reducere a pesticidelor și a fertilizatorilor, România fiind practic sub prag, cu mult, cum vor fi aplicate în România? Întrebarea e foarte bună și este același subiect pe care l-am ridicat și noi la nivel european, pentru că nu trebuie să uităm că România folosește substanță activă 0,6 kg pe hectar, iar media europeană e 2,5 kg. De 3 ori mai puțin decât Olanda. Exact. Olanda este cel mai mare, și dacă vă uitați, este o harpă cu nitrați, unde Olanda este pe primul loc, țările de jos sunt pe culoarea roșie, deci exact. Este cea mai poluată, să spunem. În acest context, sigur că miniștrii agriculturii, cu toții am cerut, toți participanții la reuniunile, fiecare la nivelul lui, am cerut ca să se plece de la realitatea din fiecare stat membru. Nu înseamnă că România va trebui să reducă cât va trebui să reducă Olanda, pentru că suntem cu totul pe alte nivele de poluare. Asta cu certitudine se va ține cont. La fel și la îngrășăminte, dacă ținem cont că România folosește până în 50 de kilograme îngrășăminte pe hectar, iar în vest depășește 150 de kilograme pe hectar, și aici avem, sigur, suficientă marjă ca să spunem, ca să ne menținem competitivitatea, pentru că, de fapt, aici, după toate aceste reduceri, la
menținerea sau nu a competitivității la unor prețuri de producție și a unei eficiențe a producătorilor români în raport cu cei europeni și de ce nu cu importurile din țările terțe, care sigur vin în general mai ieftin ca europeni. Deci, revenind, astăzi în Parlament s-a votat destul de mult pentru reformă, în general undeva la 450 și ceva de voturi pentru. Cel mai mult împotriva a fost la regulamentul planului strategic, și acolo 178 de voturi și circa 70 de voturi abțineri. Cine a votat împotriva? Cine a votat împotriva? În principiu au fost Verzi și o parte din... Verzi? Păi de ce? Da. Pentru că ei nu sunt mulțumiți de cât eforturi s-au făcut și cât de verde... Ei voiau mai mult. Voiau mai mult. Absolut. Absolut. Am înțeles. Pentru că, spre exemplu, disputele principale de-a lungul timpului, unde au fost, s-a agreat, de exemplu, ca în pilonul 2, eforturile pentru mediu și climă să se ridice la 30% din fondurile de dezvoltare rurală, iar în pilonul 1, la plăți directe, să fie 25%. Așa zisele ecoscheme, 25% din fondurile primite de către statele membre. Trecem și la ecoscheme, dar vreau să... Da, zi. Eu vreau să vă mai întreb ceva, pentru că s-a generat, prin răspunsul pe care l-ați dat, o nouă întrebare. Cum vom reuși noi să protejăm românii de o eventuală marfă înșelătoare adusă din țările non-EU, cum ar fi, de exemplu, Turcia, și să ne protejăm, având în vedere că noi totuși avem un pământ curat față de restul și respectăm niște norme și cum am putea să controlăm până la urma urmei ceea ce ar putea să ne prejudicieze nouă ca și sănătatea populației? Iarăși puneți întrebări foarte încuietoare, dar să cer să răspund. Comisia n-a fost... Mă iertați, domnul ministru, dar știu că am cui să le adresez. Comisia n-a fost în stare să răspundă la această întrebare. Aha. Pentru că la fel am întrebat și noi Comisia. Comisia ne-a răspuns prin controlul la frontieră. Este o glumă, pentru că, după cum știți, în prezent controlul la frontieră este 5%. Ca să crești la 100%, ar trebui să aduci toată administrația românească la frontieră și camioanele probabil ar trebui să ajungă până la Istanbul cu alta de camioane, pentru că nu e timp să controlezi atâtea camioane și ar fi o mare problemă. Deci aici avem o mare problemă. Comisia, de altă parte, a spus că nu se pot impune aceleași standarde și la import. Și de aici, sigur, mulți europarlamentari și miniștrii s-au plâns de faptul că, practic, punem într-o postură defavorabilă producția europeană în raport cu importurile. Producătorii europeni vor pierde în competitivitate în raport cu importurile, care, sigur, vin mai ieftine. Să nu uităm că... O concurență neloială până la urma urmei. Sigur că da. Absolut. Absolut. Produsele din țări terțe de obicei nu folosesc aceleași pesticide cu cele de pe lista europeană, care sunt mai sigure, și atunci sigur că nu doar producătorii noștri vor pierde în raport cu importurile, dar și consumatorii, pentru că în prima instanță s-ar putea să consume produse din import mai ieftin, dar cu certitudine nu sunt mai puțin sănătoase, mai puțin sănătoase decât cele europene. Cu și mai puțin sigure. Bogdan Comaroni, merg la tine, iartă-mă, te rog frumos. Da, eu aș vrea te să rog. Întreb, adică eu nu sunt atât de un specialist în partea agricolă în sine, și în fraudele din agricultură. Așa. În investigațiile din agricultură și în problemele pe care le-au semnalat în agricultură. Mă rog, deci aș vrea să întreb și eu, la rândul meu, două chestiuni. Deci, odată, ce vor înțelege țăranii, să zicem, din tot ce a spus domnul ministru, care au întrebarea, bine, adică de cum vom beneficia și noi? Am înțeles că statul român va primi la hectar, va avea o serie întreagă de avantaje financiare, dar ei întreabă, bine, și cum o să... ne prindă și pe noi, micii producători, avantajele astea financiare. Unul la mână. Și doi la mână,
Mă mai auziți acolo? Că eu sigur, da, sigur că da, te auzim, te auzim, cum să nu? Sigur. Și eu nu știu de ce. Te aude și domnul Irimescu, așa? Da, da, eu am avut eu un mic blocaj de imagine aici, de transmisiune. Deci asta ar fi prima, dacă m-ați auzit cu ea, adică da? cum vor vedea mici agricultori să înțeleagă sau ce trebuie să facă ei să atragă fondurile astea sau să beneficieze din ele. Și pe partea de pesticide și a doua chestiune care privește iară foarte multă lume, cum va vor veni fonduri sau cum o să fie în ajutorul veșnice probleme a irigațiilor. Știți care a problema cu anifu și cu nu știu ce și cu multe fraude care se petreceau acolo și tot felul de chestiuni de astea. Și mai sunt tot felul de agenții de astea prinse în agricultură pe care eu le-am investigat de-a lungul timpului. Nu vreau să intru acum să le enumăr pe toate. Deci, cum vom face ca o parte din banii ăștia europeni să nu fie fraudați, clonați și așa să ajungă la destinație? Domnule Irimescu, vă rog. Da, să luăm sistematic. Pe rând, la prima, exact. La prima întrebare este relativ simplu, pentru că în propunerea de regulament, planul strategic, că, să repet, sunt trei regulamente de bază. Regulamentul planului strategice, care includ și partea de plăți directe și partea de dezvoltare rurală, regulamentul de monitorizare și finanțare și al treilea regulament, regulamentul organizării a comunității a piețelor. Cel mai important, desigur, este regulamentul planurilor strategice. Acolo se prevede clar ca statele membre să încurajeze fermele mici. Ce înseamnă acest lucru? Practic, de la fermele medii și mari se vor tăia 10% din bani și se vor redistribui către fermele mici spre mediul. Asta actualmente e foarte România, bine. Da, actualmente România taie 5% și oferă între 1 și 5 hectare 5 euro în plus pe hectar și nu le taie nimic, iar între 5 și 30 de hectare acordă 48% pe hectar. Deci, teoretic, dacă Ministerul Agriculturii va face ca și în prezent, în loc de 5%, va tăia 10% de la fermele mari și va da la fermele mici. Deci, teoretic, dacă o fermă mare va porni de la undeva până într-o 100 de euro, o fermă mică va avea suma de circa 200 de euro. O fermă mică este o fermă care are o suprafață de... Aici e o discuție foarte interesantă, pentru că în principiu ferma mică este asimilată nu neapărat ca suprafață, ci ca valoare produsă pe fermă. Deci nu avem o definiție foarte clară, dar sigur a existat conceptul că o fermă mică este cea care primește până în 5.000 de euro pe hectar. Deci, dacă adică poate să aibă 10 hectare, 15, 2, 1, nu știu. Exact, dar cu sigur depinde. Dacă ai un hectar cu afine, poți să câștigi foarte mulți bani. Dacă ai un hectar cu porumb, suma este foarte mică. Da, așa e. Deci în contextul acesta, repet, fermele mici, dacă se aplică tot până în 30 de hectare, ar putea să ajungă undeva la 200 de euro pe hectar, în timp ce fermele medii și mari 100 de euro pe hectar, însă cu posibilitatea ca fermele care fac în plus ecoscheme, deci măsuri de mediu și climă, atunci pot să mai beneficieze din cei 25% care în fiecare an se apun deoparte pentru ecoscheme, deci în cazul României circa 470 de milioane de euro pe an și care, sigur, există o prevedere foarte interesant. Dacă nu folosești acești bani, banii trebuie să-i dai la Bruxelles, nu poți să-i folosești decât în primii de ani, o mică parte din ei poți să-i folosești la alte scheme. Deci e o provocare foarte mare pentru administrație și pentru fermieri. Desigur că, deși ecoschemele nu sunt obligatorii pentru fermieri și doar pentru statul membru, un fermier serios va încerca să facă ecoscheme pentru a-și rotunji beneficiu, să spunem, da? Categoric. Cum arată acest ecoscheme? Numai puțin. Ajungem, vreau să răspund și la a doua întrebare a lui Bogdan. Și pe urmă vă întreb și, că și eu eram curioasă, cum sunt aceste ecoscheme, în ce constau ele, dar pe urmă. Ok.
Deci, în principiu, cu micile ferme, e clar că vor primi fonduri suplimentare, deci obligatoriu. Desigur, în ceea ce privește dezvoltarea lor și accesul la fondurile de investiții din cadrul dezvoltării rurale, lucrurile sunt mai complicate puțin, pentru că o fermă relativ mică va fi greu să acceseze fondul de investiții, nu are cunoștințele necesare, nu are cu ce garanta împrumuturile, deci lucrurile sunt un pic mai complicate. În ceea ce privește accesul și ce spunea domnul Comanț, problema este că pentru a accesa fondurile există destul de multă birocrație și, într-adevăr, aici ne-am confruntat totdeauna cu probleme, dar trebuie spus că întotdeauna Comisia Europeană solicită măsuri de la statul membru pentru a garanta, deci birocrație, pentru a garanta că fondurile se cheltuiesc corespunzător și nu se fac fraude. Acum, desigur, în orice țară există legi și totdeauna ai persoane care opolesc legile. E greu de reușit 100% pentru a evita utilizarea necorespunzătoare a fondurilor. Cu certitudine, din această cauză, în fiecare an statele membre au penalizări de la Comisia Europeană. Noutatea este că pe viitor Comisia Europeană nu mai penalizează statele membre, ci statele membre înșele își vor stabili propriile penalități? Da, și să vedeți cum. Așa. Foarte scurt și revenim, că trebuie să luăm și o pauză de publicitate. Dar numai puțin, stați! Luăm o pauză de publicitate și ne spuneți cum își stabilesc statele membre penalitățile la revenirea în studio. Perfect. Mulțumim! Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este, în esență, un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să v-am umplut oul sfere de interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri, naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să-ți simtă vibrația, să-ți simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele.
Am revenit în direct, stimați telespectatori. Domnule Achim Ilimescu, vă rog frumos, acum răspundem la întrebarea pe care... Da, întrebarea era da. Cum va reuși un stat membru să scape de penalizările comisiei, dar vine cu propriile penalități, cum da. Vrem să le spunem, da. În cadrul reformei se prevăd următoarele. Fiecare stat membru își pune un sistem la punct, astfel încât să își propună, de exemplu, o serie de ținte multianuale pe care să le atingă în fiecare an. Vă dau un exemplu simplu. România își propune într-un an să aducă în agricultură 5.000 de tineri fermieri, da? Așa. Pentru că România are o mare problemă, și nu doar România, cu tinerii în agricultură. Cei mai mulți fermieri sunt peste 55 de ani. Și ei îmbătrânesc și într-o zi ar trebui să fie înlocuiți de către tineri. România își propune să aducă 5.000 de fermieri și nu reușește decât 2.000 de fermieri. Automat, fondurile care erau prevăzute pentru 5.000 de fermieri, li se acordă celor 2.000 plățile cuvenite, iar diferența trebuie transmisă la buset, practic te penalizezi cu 60% penalizare. Adică, practic, pierd finanțarea respectivă. Da. Deci, ideea este, statul membru stabilește ținte și pentru raportare la 15 februarie în anul următor, raportezi comisiei cum ți-ai atins aceste ținte. Țintele care n-au fost atinse, trebuie să dai bani înapoi la Bruxelles. E foarte simplu. Acum, deci, comisia pentru că... nu trebuie să mai vină în audit. Pentru că tu nu poți să minți, pentru că dacă minți anul acesta că ai stabilit 4.000 de fermieri din cei 5.000, anul viitor trebuie să completezi, să ajungi la cifre și n-ai cum să... Dar domnul ministru, din ce citesc eu aici, n-au dacă am puțin pentru tineri, că asta vreau eu să vă întreb la un moment dat, că văd că, mă rog, toți ceilalți cu 25% din plăți directe, fermele mici și mijlocii ați zis dumneavoastră că primesc 10% din plățile directe, iar tinerii agricultori vor primi 3% de plățile directe. Dacă înțeleg eu, nefiind un specialist, mă gândesc că destul de puțin dacă vrei să atragi tinerii. Nu este puțin și să vă spun de ce. Și după aceea o să răspund la cealaltă întrebare cu ecoschie. Și că vreți să atragem fermierii tineri. Da, dar... Ba chiar am să vă spun că dacă nu atragem suficient, pierdem și bani. Am să vă spun de ce nu e puțin. În primul rând, sumele sunt prevăzute atât în pilonul 1, cât și pilonul 2. În pilonul 2, statele membre pot să stabilească până la 100.000 de euro pe tânăr care se stabilește în agricultură. Deci un tânăr care vrea să stabilească în agricultură, își face casă la țară sau își o cumpără, primește 100.000 de euro fără să dea socoteală pentru ce folosește acești bani. Poți să-i ia pentru casă, nu neapărat pentru utilaj. Deci nu se prevede nimic obligatoriu în acest sens, doar el trebuie să devină șef de fermă în agricultură. Asta este condiția. Instalat. Și cât timp trebuie să stea cu ferma asta? Adică, ca să știm că așa vine unul, zicem, fac casă, durează casa 2 ani. Da, și pe urmă pleacă. Și a folosit și banii. În principiu minim 5 ani. A, deja e altceva. Da. Deja e altceva. Tot în acest context, el poate primi pe 5 ani din momentul în care a devenit șef de fermă și accesează acest ajutor, plăți directe suplimentare. Este chiar propunerea mea când era domnul Cioloș comisar și din fericire a acceptat-o, ca tinerii fermieri să primească pe hectar un plus de 40-50 de euro. Deci, în final, să spunem că un fermier mic ar primi 200 de euro, un tânăr fermier ar trebui să primească, mic fermier, undeva la 240 de euro pe hectar. Deci e o sumă destul de încurajantă, să spunem. Am înțeles. Păi cum ar trebui popularizate toate astea? Că înțeleg că tot e ok, adică am putea atrage tineri ca la Balamut în agricultură și în zonă. Ba chiar, uite, asta ar fi un proiect de țară să-i aducem înapoi din străinătate, că dacă le dai 100.000, le dai și sporul pe hectar și toate astea la un loc,
Ei toți sunt obișnuiți cu munca, dar acolo muncesc pentru alții. Nu e bine să facem cumva, să aducem toți ăștia să muncească acum aici, pentru ei și pentru România. Și până nu răspunde domnul ministru la întrebarea lui Bogdan Comaroni, aș vrea să mai adaug ceva ca să ne răspundă rotund, ca să spun așa. Ce am putea să încurajăm pe tinerii fermieri să facă, având în vedere că sectorul de porcine este foarte grav afectat de pesta porcină și avem o mare problemă, și pe partea de ferme de vaci de lapte avem o mare problemă pentru că e o criză fantastică pe partea de lapte. Noi importăm la acest moment lapte din Ungaria. Și cred că ar trebui să ne uităm către tinerii fermieri și către toți fermierii, cei pe care îi avem acum. Cum îi încurajăm, cum îi susținem, cum îi ajutăm să depășească aceste cumpene, pentru că aceste două sectoare sunt foarte, foarte grav afectate. Și acum, cu permisiunea domnului ministru, o să mai pun o întrebare și o să închei. Vreau să știu și cu PNRR-ul acesta dacă mai avem o șansă să-l modificăm și să avem măsuri și pentru agricultură. Am o rugăminte, vă întrerup o secundă pentru că suntem în legătură telefonică directă și cu europarlamentarul Carmen Avram. Astăzi a fost în Parlament, este chiar în această comisie unde s-a dezbătut puternic această formă finală a politicii agricole comune și mulțumesc frumos că a acceptat să intre în legătură directă cu noi. Bună seara, doamna Carmen Avram! Bună seara și mulțumesc și mult pentru invitație și salut și pe invitație dumneavoastră pe care i-am auzit, dar nu-i văd. Bună seara! E departe Bruxelles, dar o să vă așteptăm și când veniți în România și în platou ca să ne vedem. Știu că sunteți în ședințe, ați ieșit ca să intrați în legătură cu noi, de aceea am oprit discuția ca să vă auzim pe dumneavoastră și vă mulțumim mult. Spuneți-mi, vă rog, cât de complicat a fost să se ajungă la un consens astăzi în Parlamentul European pentru politica agricolă comună și de ce au fost foarte multe opoziții în ceea ce privește votul pe politica agricolă comună. Pentru mine a fost mai întâi foarte surprinzător, pentru că am asistat la discuții în contradictoriu și în mod paradoxal principalii opozanți ai politicii agricole comune, cel puțin în ceea ce privește grupul SND, au fost exact raportorii acestui document. Deci exact oamenii care au lucrat la Poliția Agricolă Comună și au lucrat și în mandatul trecut, deci practic au 3 ani de muncă la acest dosar, exact acești oameni s-au opus și au recomandat colegilor să voteze împotrivă. De ce? Ei au fost reprezentanții Germaniei și ai Franței, fiecare din motivele lui. Germania, de exemplu, raportorul german are probabil motive de politică internă, i-au avut alegeri, au avut o situație mai complicată în țară și acum sunt la concurență cu verzii din Germania și se întrec în vertime, ca să zic așa. Se întrec în, da, în măsuri eco, da, spre extremă. Și au vrut foarte tare să facă din această politică agricolă comună un document mult mai dur decât este el acum. Și reprezentantul Germaniei și cel al Franței, plângându-se că varianta care a ieșit după negocierile dintre instituțiile europene este mult, mult prea blândă în comparație cu ambițiile mari pe care le are Comisia Europeană. Exact, ceea ce ne spunea și domnul ministru Achim Irimescu. Perfect. Așa. Și apoi s-au făcut și astăzi în plen chemări la boicot, chemări la vot împotrivă, partea destul de multor europarlamentari care din directive au cerut ca acest pact să nu fie votat. Eu am insistat, am avut o intervenție în plen și am insistat, întrebând cu cine ar folosi nouă un haos în acest moment în sectorul agricol european, la cine ar folosi nouă să mai muncim încă 2-3 ani la acest document și ce facem între timp, ce facem cu sectorul agricol, ce facem cu consumatorii, ce mâncăm noi de timp, pentru că oamenii ăștia au nevoie de predictibilitate ca să meargă înainte. În 2023 ar trebui să intrăm în această politică agricolă comună, oamenii trebuie să știe exact ce au de făcut, să știe cum își programează
culturile, munca, ce noutăți pot să pună în aplicare, ce noutăți trebuie să fie mai puțin puse în aplicare. Deci au nevoie de timp să-și regândească modul în care fac agricultură și nu ne putem juca cu ei. Din fericire s-a adoptat. Spuneți-mi, vă rog frumos, votul dumneavoastră a fost pentru, bănuiesc? Da, și al întregii delegații PSD din Parlamentul European. Bun. Avem, și știu că ați colaborat, e adevărat, instituțional, dar să ne spuneți, avem un nou ministru desemnat deocamdată, că nu a fost votat, la agricultură. Ce șanse are să implementeze ceea ce s-a votat și la nivel european și câtă încredere aveți în colegul dumneavoastră, până la urmă, care va, Adrian Chesnoiu, care va ocupa portofoliul agriculturii? Acum, ca să zâmbesc, nu că mi-e frate, dar de partid, dar chiar am numai cuvinte de apreciere la adresa domnului Adrian Chesnoiu, pe care l-am avut invitat în diferite conferințe pe care le-am organizat pe tema sectorului agricol, cu care am consultat la telefon de foarte multe ori, care mi-a acordat sprijin de foarte multe ori și este un om care știe realmente despre ce e vorba, este un om care simte tot ce ar trebui să simtă un ministru al agriculturii pentru sectorul din România. Este un om avizat, este un om preocupat de problema asta, este un om care a suferit ca noi toți în perioada aceasta ultimă, timp de 2 ani, în care fermierul român a fost lăsat de izbește și niciun strigăt din partea sectorului n-a fost auzit, iar acest PNS, care, mă rog, în ghilimele PNS, care este o glumă, este ultima bătaie de joc la adresa fermierului român. Așa că domnul Chesnoiu, odată instalat, va ști exact de unde se înceapă și începutul este, fără urmă de îndoială, redactarea acestui PNS, fără de care nu se vor putea pune în aplicare cerințele Uniunii Europene și fără de care fermierii români riscă să rămână fără subvenții în 2023. Domnul Chesnoiu va avea în față 2 ani complicați, pentru că la sfârșitul anului 2023 va fi o primă evaluare la nivelul Comisiei Europene și atunci vom putea demonstra că fermierul român știe ce trebuie să facă, știe și-a îndeplinit sarcinile și poate merge în continuare. Deci am toată încrederea în domnul Chesnoiu. E o schimbare foarte bine, numai prin comparație, nu există comparație de fapt cu domnul Loros, dar este un om foarte pregătit să preia acest domeniu și să-l ducă la bun sfârșit într-o perioadă de revoluție în agricultură și nu e un cuvânt cu care să mă joc, e chiar o revoluție ceea ce se va întâmpla. Vă mulțumesc mult de tot, doamnă europarlamentar Carmen Avram. Vă așteptăm și aici în platou când ajungeți în București. Mult succes acolo la Bruxelles. Și mulțumim pentru intervenție. Mulțumim frumos. Revin la dumneavoastră, domnule Achim Irimescu. Domnule ministru, mă mai auziți? Vă rog, vă rog. Așa. Revin la dumneavoastră și la noianul de întrebări cu care v-au copleșit și Simona Man și Bogdan Comaroni. Mă iertați că v-am întrerupt. Întrebam cum îi încurajăm pe tinerii fermieri, că vrem și noi să avem 5.000 de fermieri pe an, dar dacă ce n-am putea propunem? Face un program de țară, cum spunea Bogdan, să-i aducem, pentru că practic ei primesc și sume de bani, sunt ajutați să-și dezvolte niște afaceri, partea de agricultură, avem nevoie să-i aducem din străinătate să muncească acasă, de ce să mai muncească în străin și așa mai departe. Dar cele două sectoare care sunt foarte grav afectate și știm că fermierii români suferă la momentul acesta, cel puțin cei care sunt nișați pe partea de porcine și vaci de lapte, au mari probleme pentru faptul că pesta porcină și-a cam făcut de cap, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, iar pe partea de lapte, efectiv, am ajuns să importăm lapte din Ungaria, în mare parte. Cum să încurajăm să vină și da, să... Sigur că încurajarea tinerilor pentru a se stabili în agricultură, să începem cu cei care ar urma să stabilească și după aceea discutăm de cei care sunt în sectoarele, cele două sectoare menționate și care au probleme. Deci, în mod normal,
având în vedere faptul că Ministerul Agriculturii are posibilitatea să stabilească sumele pe care să le acorde tinerilor, repet, pot să stabilească 100.000 de euro pe stabilirea unui tânăr în agricultură, dar pot să stabilească și mai puțin. Deci foarte important este cu ce sume ne îndreptăm către acești tineri pe care vrem să-i susținem. În altă ordine de idei, Ministerul poate stabili măsuri care să adreseze tinerilor cu prioritate și atunci să încurajăm să vină în agricultură. Numai că, dumneavoastră știți foarte bine, un tânăr care vrea să stabilească în agricultură trebuie mai întâi să aibă o perspectivă clară a afacerii, să fie sigur că va avea de câștigat renunțând la activitate în alt domeniu și se stabilește în agricultură, sau chiar dacă e în agricultură ca viitor șef de fermă, să spunem, este clar că el are o mulțime de nevoi, să spunem. Mulți tineri, și nu doar în România, așteaptă ca odată stabilit în agricultură, nu doar să aibă un venit asigurator care să îi dea certitudinea că afacerea lui va continua pe mulți ani și poate să stabilească o familie în mediul rural, să găsească o soție. Vă mai amintiți că în Germania sunt emisiuni în care fermierii își caută soții, pentru că deși în vest satele sunt foarte bine dezvoltate și pot să ofere o viață cât de cât socială, totuși nu sunt condițiile de la oraș. Și atunci, desigur că un tânăr are așteptări mai mult decât strict ce câștigă și ce profit are în fiecare an. Deci nu e atât de simplu, sincer vorbind. Are nevoie de infrastructură, are nevoie de viață socială, viață culturală, ca să trăiască o viață normală. Deci trebuie un pachet complex gândit pentru tineri, pentru a îi încuraja să vină la agricultură, dar desigur pornim de la sumele care le poate primi și garanțiile pe care le poate avea că odată instalat în agricultură el va putea să își desfășoare o activitate din care să câștige decent și să poată să aibă un trai decent pentru el și pentru familia lui. Apoi, referindu-ne la cele două sectoare, sigur că noi știm un lucru, că din 90 până acum, din păcate, Ministerul Agriculturii nu a prioritizat alocarea sumelor către sectorul zootehnic și de aici și balanța comercială negativă în ultimul an a fost chiar de 2 miliarde, o sumă imensă pentru România, având în vedere că România poate hrăni aproape 100 de milioane de cetățeni. Deci faptul că noi exportăm materii prime și nu folosim, de exemplu, cerealele pentru dezvoltarea zootehniei, și a spus cuvântul exact în acest sens. România a devenit, și nu e rău, sigur că a devenit unul dintre mari exportatori de cereale ai Uniunii Europene, dar, din păcate, nu folosește o bună parte din aceste cereale pentru dezvoltarea zootehniei, unde valoarea adăugată este mult mai importantă decât în partea vegetală. Deci, cu prioritate, ar trebui ca, sigur, decizia o ia viitorul ministru, dar în opinia mea ar trebui cu prioritate îndreptate fonduri din banii europeni către... Așa, către? Către zootehnie. Categoric. Cu certitudine. Referitor la sectorul laptelui și a cărnii de porc, sigur, la carnea de porc noi avem în continuare dificultate, este dificil să impui reducerea numărului de porci în gospodăriile populației pentru că... Sigur, dar de ce trebuie să impunem? Aici este o mare problemă. Uniunea Europeană ne spune, sau Spania, de exemplu, a trecut prin această experiență. Așa. Și a spus că în momentul în care... ce se întâmplă de fapt? Sunt ferme mici. Nu este vorba de o gospodărie care are 2-3 porci pe care îi folosește la autoconsum, ci este vorba de acele așa zise gospodării care cresc 200-300 de porci pe an. Da, deja asta e mult. Dar ziceam 10-15. Nu respectă condițiile de biosecuritate și atunci
pun un mare risc pe piață. E adevărat că și gospodăriile respective reușesc să supraviețuiască și să câștige un ban comercializând acești porci care cresc, să spunem, în a șasea gospodărie și ajung la zeci și poate sute, dar, din păcate, ei reprezintă un mare risc pentru mari producători. Pentru că nu au, nici asigurată asistență medicală, da, veterinară, pentru că nu respectă toate condițiile. Probabil că și aici ar trebui să facem puțină prevenție, ca să zicem așa, și ar trebui cumva instruiți, informați. Spania a reușit să controleze pesta porcină clasică în momentul în care practic a redus la maximum porcii crescuți în gospodăriile populației. Sigur, e greu să explice acest lucru și delicat pentru administrație și astfel de măsuri, dar nu s-a găsit încă o altă soluție, din păcate, în acest sens. România a ajuns mare importatoare de carne de porc în condițiile în care știm bine că aveam ferme mari de porci, adică chiar e păcat. A ajuns la 70% import de carne de porc, ceea ce este, sigur, o tragedie, putem spune. Și aici este complicat, pentru că, deocamdată, vaccin contra pestei porcine africane nu există. S-au anunțat niște vaccinuri, dar încă nu avem certitudinea că ele vor fi eficiente și se vor putea aplica. Să nu uităm că Uniunea Europeană a renunțat, de exemplu, la vaccinul contra pestei porcine clasice, tocmai pentru a oferi o carne cât mai bună consumatorului. Deci lucrurile sunt destul de complicate. La sectorul lactatelor, sigur, și acolo sunt foarte multe de discutat. Sunt state membre care reușesc să asigură un mediu propice producției de lapte și care oferă subvenții cât se poate de mari pentru a încuraja producția de lapte și atunci sigur, sunt programe de creșterea șeptelului care poate să producă cantități importante. Să nu uităm că în România media, datorită faptului că avem o mulțime de vaci în gospodăria populației, media producției este încă foarte redusă, undeva la 4 tone pe cap de vacă. În țările din vestul Europei, în Germania, e 7 tone pe cap de vacă și așa mai departe. Deci ai producție mai mare, poți să comercializezi la un preț care să-ți asigure un profit decent, fără să ai probleme. Deci sunt multe de discutat și Vă așteptăm și aici în platou să discutăm. Vă așteptăm să veniți și aici în fața noastră, că e la București, da, că e mult mai simplu decât așa la sunteți atât de informat și atât de și senatul nostru când vine domnul ministru la București și aibă o dezbatere cu ăștia care au zis că senatul nu mai poate să crească mai mult de 5 porți în bătătură, vorba Simonei de mai devreme. Adică mie mi se pare că noi în România suntem parte lungime de undă în Senat față de Bruxelles. Din păcate, da. Spuneți-mi cât mai avem. Spuneți-mi dacă n-am ieșit din emisie, că aș vrea. Mai avem un minut și jumătate. Bogdan Comaroni, am să te rog pe tine, așa ca un jurnalist echidistant, să tragi o concluzie pe toată povestea asta. Bruxelles-ul și Bucureștiul, Europa și România. Eu văd că poate scurs să vorbească toți, deci intențiile sunt foarte bune. În România aplicarea nu o văd că va fi ok. Cum spuneam mai devreme, Senatul la noi, Parlamentul, e total aiurea, adică da, are alte probleme și are probleme locale, deci nu vrea să încurajeze porcii din interior, ci tot import, să facem import masiv din alte locuri, țăranul să nu mai poată, nimeni să nu mai poată. Eu sunt sceptic, adică nu văd că o să atragem tinerii în țară, nu văd că o să ajungă banii unde trebuie, o să fie deturnat de fonduri și Codruța Căveșii, care a reputat un succes extraordinar, că l-a găsit pe un fost primar din Cehia sau de nu știu unde, că a deturnat 90.000 de euro, asta este bomba serii, deci ce a reușit parchetul european până acum, nu cred că va face nimic. Simona, 10 secunde mai aveți, fără mergem să-l salutăm pe domnul Irimescu. Pe lângă faptul că îmi doresc din tot sufletul ca
PNRR-ul să mai poată suporta o modificare și să fie și agricultura prinsă în acest mare program. Și sper ca domnul ministru să poată să se implice și să mai reușească să mai facă așa pe ultima sută de metri o modificare. Aș spune atât doar că România este, din punctul de vedere al pământului pe care îl avem, o țară sigură pentru tot ceea ce se plantează în România și ceea ce putem noi să consumăm. Așa că aș îndruma toți românii să cumpere produse românești. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc mult de tot, domnule ministru Achim Irimescu, mulțumesc frumos Bogdan Comaroni, Ziua News, mulțumesc din suflet Simona Man, trebuie să ieșim din emisie. Vă așteptăm în platou la noi, domnule ministru. La revedere, să rămână. Mulțumim, domnule ministru. Spectatori, mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu Canal 33. Să aveți o seară minunată. Ne revedem mâine seară, de data asta de la ora 20.